Ca om care ați trecut prin această experiență traumatizantă, că știu că vorbeam și înainte de această filmare, prin ce ați trecut în această perioadă, în acea perioadă, ce le puteți spune celor care nu cred, spre exemplu, încă nu cred, da, sunt și avem sondaje, statistici, sunt români care nu cred în existența acestui coronavirus la un an de când a apărut. Nu pot să spun că am fost un negaționist acestui fenomen, dar am fost unul dintre aceia care spunea, domnule, de mine nu se ia. M-am întâlnit cu zeci de persoane care, după câteva zile, s-au dovedit a fi infectați și nu doar infectați, dar cu stare foarte gravă în spital. Și am spus, domnule, nu se ia de mine, pur și simplu, e o chestiune care nu se ține de mine. Până în momentul în care n-am mai avut aer în piept și în momentul respectiv am ajuns la spital. Cred că asta este situația, să zic așa, tragică în care ar putea ajunge cineva. Și nu doresc nimănui să ajungă pe acolo. Este prima dată în viață în care am fost spitalizat, prima dată în viață când am luat perfuzii. Am luat injecții când am crezut că o să iau în viața mea, deși am o fobie vis-a-vis de zona aceasta. Dar cu medici foarte buni de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, cu oameni care sunt mega specializați, dr. Oancea și alții care s-au îngrijit de mine în acel moment, am reușit să trec cu bine peste această experiență nefastă. Cert este că ceea ce recomand tuturor este să se informeze. Informarea este esențială în această chestiune. Informarea, repet, pe baze științifice cât mai mult, ca om de academic, cred în cercetările științifice, cred în statistici bine făcute de institute de cercetare, de oameni care pur și simplu se apleacă asupra acestei chestiuni și nu de povești vânătorești și povești băbești. Da? Pentru că atunci când asculți din stânga și din dreapta la oameni care n-au 10 clase, dar care vin cu tot felul de teorii conspirative în care eu nu cred, așa în momentul respectiv deja ai o problemă de cultură generală. Ca să nu vorbim de altceva. Într-adevăr, e foarte important de unde ne informăm. Cum spuneați și dumneavoastră, foarte multe fake news-uri, din păcate, și mulți oameni care cad pradă acestor ținte false.